revistei Caiete Silvane, un eveniment organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, revista și editura Caiete Silvane, sub egida filialei Cluj a Unii Scriitorilor în România, a Consiliului Județean Sălaj și a Primăriei Municipiului Zalău. El a fost prima zi a evenimentului nostru, a avut loc de santuri scriitoricești în 5 licee din Zalău, iar tot ieri după masă, aici în sala Polorisum, a instituției noastre, au avut loc mai multe lansări de carte, lecturi publice și iată că am ajuns la cea de-a doua zi. Și așa cum am obișnuit în ultimii ani, e un moment mai special și anume de acordare a premiului revistei Caiete Silvane. Am discutat cu mulți colegi, am discutat la filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor și cu toții am votat pentru acordarea în acest an a premiului revistei Caiete Silvane domnului Mircea Popa. Sora mea, absolventă de școală normală de la Oradea, a primit repartizare în comuna Marca, de lângă Porți, unde am vizitat-o pentru prima dată și am intrat și eu în rândurile sărăjenilor. De acolo s-a mutat la Șimleu și, din păcate, o definește în cimitirul de la Șimleul Silvaniei. Mi-a lăsat, în schimb, doi nepoți, care la rândul lui, medici, amândoi și-au luat doctoratul în medicină și unul dintre ei, care este Radu Pașca la Șimleu, mi-a adus și doi strănepoți care fac medicina la Cluj și acum sunt pe cale să termine. În drumurile mele spre părinți, care locuiau la Popești, Varvizi, treceam de fiecare dată prin Zalău, prin Șimleu și m-am legat cumva de aceste locuri ca dovadă că la un moment dat sălăjenii mi-au devenit foarte simpatici, am colaborat la revistele lor, am venit la simpozioane și după așa zisa Revoluție, am închinat prima carte, prima ediție care a fost făcută pentru un sălăjan, lui Corneliu Coposu. Aici este cartea pe care am lansat-o în sala oglinzilor la Uniunea Scriitorilor. În prezența lui, Gabriel Cepega, care era și el țărănist, și a avut și cele două surori ale lui Corneliu Coposu, care au fost de față. Drept care, după vreo 10 ani, când Fundația Coposu a primit un număr de ani, mi-a acordat și o medalie, care se vede aici, medalia Corneliu Coposu. Ce vreau să zic? Acum 3 săptămâni, aproximativ, a fost la Cluj un desant de la Caiete Silvane și cineva din sală a spus: iată în ce situație ne aflăm la Sălaj, pentru că au căutat localnicii să găsească niște tradiții scriitoricești și n-au găsit scriitori. E adevărat, sunt doar 2 scriitori, Scipione Bădescu și cu Alexandru Aciu, care sunt aici, dar trebuia să-i dăm o replică celui care a ridicat această problemă și să-i spunem următoarele. Sălăjenii n-au oferit culturii române, într-adevăr, mari scriitori, dar au oferit mari oameni politici. Niciun alt județ
din această Transilvanie mult iubită a noastră, nu a produs oameni de valoare pe teren politic ca și Sălazul. A fost vorba de Simeon Bărnuciu, a fost vorba de Iuliu Maniu, de Corneliu Coposu și, dacă luăm așa, și Francis Bosu Longin și Gheorghe Pop de Băsești, care alcătuiesc o dreadă de luptător național prin care Sălazul s-a făcut cunoscut în întreaga țară. Așa după cum astăzi, iată, prin cele ce voi spune eu aici, Sălazul va intra și pe poarta marilor relații culturale, prin faptul că aici, în 1889, s-a făcut prima mare traducere în limba maghiară a poeziilor sale, ediție care pe urmă, adică din presa sălăjeană, s-a realizat această ediție pe care exemplar unic am reușit să o obțin de la Cluj și să o aduc spre a fi văzută de dumneavoastră. Oricum, eu am colaborat la Caiete Silvane, doresc mult succes acestei reviste și mă bucur că astăzi mă număr printre cei care au fost premiați de această revistă. Urez în continuare succes Caietelor Silvane! O invit în continuare la microfon pe doamna Carmen Ardelean, redactor al revistei Caiete Silvane, pentru laudație. Stimate domnule profesor, stimați invitați, dragi elevi, îmi face deosebită plăcere să vorbesc astăzi despre domnul Mircea Popa. Și emoția mea e cumva dublată de responsabilitatea pe care o simt, având în vedere că sunt aproape 16 ani de când ne cunoaștem. Așa că am simțit nevoia să vorbesc deopotrivă despre omul Mircea Popa, profesorul Mircea Popa și omul de cultură Mircea Popa. Vă spunem că au trecut aproape 16 ani de când l-am cunoscut pe domnul Mircea Popa. Era în august 2008, pardon. În momentul în care am stabilit cu dumnealui o întâlnire la Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca, la ora 10. Din păcate, am ajuns în jurul orei 10 și jumătate. Prima oară ne-am întâlnit în sala în care ne-am propus să ne întâlnim și undeva pe treptele bibliotecii, unde am auzit o replică destul de tăioasă, mi-a părut mie la momentul acela, dar a fost o replică pe care am avut-o multă vreme în minte. Și replica a fost: cum te gândești să finalizezi o lucrare de doctorat dacă nu ești în stare să ajungi la timp? Mi s-a părut dură, tăioasă, rece și am sensibilizat atunci că nu e un om comod, domnul Mircea Popa. Și mi-a făcut foarte bine de-a lungul vieții că am avut această replică în acel moment, pentru că am înțeles că nu trebuie să fii un om comod în viață, ci dimpotrivă a lăsa pe ceilalți să vadă că ești incomod, nu demonstrează decât că ești un om vertical, un om cu principii, un om cu o probitate deosebită, un om cu verticalitate și un om franc. Prin urmare, prima întâlnire a fost de bun augur, chiar dacă n-a stat sub cele mai bune auspicii. Timp de 4 ani de zile, domnul profesor universitar dr. Mircea Popa mi-a coordonat teza de doctorat. Am beneficiat de sprijinul domniei sale și mai cu seamă de ceea ce am văzut că înseamnă un profesor adevărat. Și dincolo de puterea de muncă a domniei sale, de principiile pe care le-am văzut ilustrate în fiecare dintre întâlnirile pe care am avut la curs sau în întâlnirile pentru a discuta diverse aspecte ale tezei de doctorat, am înțeles că un profesor adevărat trebuie, în primul rând, să susțină, să îndrume și mai cu seamă să sprijine orice inițiativă, indiferent cât de îndrăzneață sau absurdă pare la momentul acela. Și cam așa a fost și în cazul meu, pentru că, datorită domniei sale, am finalizat teza, am depus-o pentru Uniunea Scriitorilor pentru concursul Filialei Cluj și am câștigat, dar n-am fost singura,
Pentru că domnia sa, de-a lungul carierei didactice, a fost profesor universitar, doctor la Universitatea Antică Central Biblia, a coordonat peste 50 de teze de doctorat, dintre care mai mult de jumătate sunt astăzi cărți și foarte multe dintre ele premiate de filiale Unii Scriitorilor Cluj sau de alte filiale sau edituri din țară. E nevoie însă să vorbești despre omul de cultură și despre momentul în care un om de cultură, care are o venerabilă vârstă, domnul Mircea Cobania Mare a primit 85 de ani și este și unul dintre motivele pentru care redacția s-a venit la domnia sa. Prin urmare, m-am gândit în ce moment ajunge un om să primească un premiu și când anume o instituție decide să premieze o personalitate a culturii, a literaturii. Și am considerat că sunt cel puțin trei motive pentru care se acordă un premiu unei personalități, în cazul de față vorbim despre domnul Mircea Boba. Un premiu certifică, cumva, calitatea muncii unui om de cultură. Mai apoi, cred că un premiu e o confirmare a aprecierii pe care o purtăm pentru valoarea operei domniei sale și mai ales pentru inovațiile, inițiativele pe care le-a demonstrat de-a lungul timpului. Și mai apoi o formă de a ne manifesta recunoștința pentru ceea ce domnul Mircea Popa înseamnă, a însemnat și va însemna cu siguranță pentru Sălaj. Și permiteți-mi să mă refer doar la câteva aspecte biografice care au marcat cumva traseul glorios pe care l-a avut dumnealui în ceea ce privește activitatea culturală și mai cu seamă inovațiile despre care vă spuneam. Pentru o perioadă foarte lungă, 1963-2009, domnul profesor a fost cercetător la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcatul. Pentru o perioadă a dublat această calitate cu aceea de profesor universitar la Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia. Este membru al Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj, președinte al Descorțământului Cluj al Astrei, în această calitate conducând și revista Astra Clujană, responsabil al secției de istorie literară, filiala Cluj, Academiei Române, vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presei, membru în diverse jurii la diverse competiții, concursuri literare, autor a zeci de volume, a mii de articole, coordonator a peste 100 de volume și cetățean de onoare al localităților Blaj, Beiuș, Cluj-Napoca și două localități din județul de origine, Popești și Lazul de Beiuș, locul de naștere al domnului profesor. Numeroase premii de-a lungul carierei și aș menționa doar pe următoarele: premiul Nicolae Iorga al Academiei Române, Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler 2003, Ordinul pentru Învățământ în grad de comandor 2004. Și permiteți-mi să trec la următorul motiv pentru care am considerat că premiul de astăzi se cuvine cu asupra de măsură, și anume activitatea care cumva a demonstrat și o valoare inovativă. Domniei sale se datorează înființarea școlii doctorale de la Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia și mai mult decât atât, a fost elementul care a reușit să coaguleze o pleiadă de profesori care, așa cum vă spuneam, au reușit să ducă la bun sfârșit alături de doctoranți teze de valoare, publicate, devenite astăzi cărți și intrate în bibliografie. În ceea ce privește opera domniei sale, debutul a avut loc în 1973 cu teza Ilarie Chendi și am oprit asupra unor dimensii pe care le-am identificat de-a lungul carierei domniei sale și de-a lungul volumelor pe care le-am publicat în timpul carierei. E un om al arhivelor și cred că v-a demonstrat deja acest lucru. Prin urmare, multe documente inedite au intrat sub ochii noștri, sub mâinile noastre datorită domniei sale. E vorba de documente care au pus în lumină opera, activitatea, viața unora precum Goga, Gribiceanu, Eugen Barbu, Ion Pilat, Petru Dumitriu, Victor Papilian sau chiar Blaga, publicistica lui Blaga. Un domeniu extrem de drag domniei sale și cu siguranță vă va vorbi despre aceasta este presa. Extrem de multe documente, cărți, articole care vizează istoria presei clujene, a presei blăjene, venedințene, române din Transilvania sau chiar a presei române. Și pornind de la această preocupare, nu în mod întâmplător a fost desemnat, responsabil pentru sectorul de presă al Dicționarului General al Literaturii Române. O altă direcție în preocupările domniei sale ar fi
fragmente din jurnalele unor personalități, deja l-am nominalizat pe Coposu, m-aș referi și la Blaga, și o altă direcție a fost literatura diasporei, de altfel așa exista la universitate curs, au existat mai multe cursuri care vizau literatura diasporei. Aș menționa aici doar pe Vigilă Horea și Grigore Cugler Abunate, care au stat în atenția domniei sale. O importantă activitate și în domeniul lucrărilor lexicologice a coordonat două dicționare remarcabile, apărute în 2004, respectiv 2005, Dicționarul cronologic al romanului românesc, de la origine până în 1989, și Dicționarul romanului tradus în România, apărut în 2005. Și am ajuns la ultimul aspect, la acea recunoștință pe care am zis că am simțit-o toți, cumva deopotrivă, pentru că o altă direcție în preocupările domniei sale a fost, aș numi-o eu, geocritica. Și, dincolo de aplicarea spre zona geografică de proveniență, respectiv Bihor, multe dintre studiile domniei sale, prinse în volumul Momente culturale silvane, trădează această pasiune, preocupare pentru ce a însemnat și înseamnă literatura, istoria, lumea culturală în general în județul Sălaj. Iar volumul apărut la Caiete Silvane în 2015 cuprinde, pe lângă articole inedite și articole pe care, cred că undeva din 2006, domnul profesor le-a publicat în revista Caiete Silvane. Am mai adus aici câteva volume care au o valoare sentimentală, dacă tot am început de la un aspect biografic. Prin urmare, doar patru volume mai doresc să vă arăt, semnate Mircea Popa. Primul este De la Est spre Vest, Priveliști literare europene, apărut la Econ. E cartea pe care Dinalina a dăruit-o în momentul în care i-am dus varianta finală a tezei de doctorat. A doua carte pe care am primit-o în momentul în care am avut presusținerea este volumul Deschideri, apărut la editura Palimpsest. O a treia carte, extrem de importantă, e cea pe care am primit-o în 2019, o revistă de Zaul Steaua Mării, în momentul în care, încurajată cumva și de dumnealui și de redacția Caiete Silvane, la care am ajuns cumva tot datorită susținerea domnului Mircea Popa din dorința de a vedea fragmentele din teze publicate, e cartea pe care mi-a dăruit în momentul în care mi-am depus dosarul la Uniunea Scriitorilor și îi se datorează și această calitate pe care o am. Vă mulțumesc frumos, în nume personal și în numele revistei, să aveți viață lungă, putere de muncă și vă așteptăm, evident, la fiecare ediție a Caietelor Silvane, cumva știm că vă face plăcere să lajul oamenii de aici și vă doresc să aveți cât de multe realizări, cât de multe cărți și cumva un parcurs excepțional în continuare, așa cum deja ați avut. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Carmela Tărean! În continuare... scuze... încă un moment... Și pentru că vorbeam de geocritică, dumneavoastră are casa în foarte multe locuri, după cum ați observat. Prin urmare, am zis că trebuie să aibă un cadou care să aibă legătură și cu această prezență a dumneavoastră în mai multe case, mai multe inimi. În urmare, v-am luat un ceas care să vă măsoare foarte multă vreme timpul de acum încolo și chiar dacă este în limba engleză mesajul, permiteți-mi să-l traduc, ne vom gândi la el în limba română, că asta este acolo unde ți este inima. Mulțumim! În continuare am venit la microfon pe Vasile George Dâncu, directorul editurii Școala Teleană. Mulțumesc! Trebuie să fiu scurt, pentru că așa îmi stă în obicei și pentru că sunt între Ciocan și Nicovală, între discursul aplicat al doamnei profesoare Carmen Ardelean și pentru că va urma conferința domnului profesor și dumneavoastră ați venit pentru asta și trebuie să auziți poveștile adevărate ale unui istoric literar despre marele poet Eminescu. Ce pot să spun despre domnul profesor Mircea Popa? Colaborez de când am început eu să lucrez în domeniul editorial, de la 25 de ani. Ne certăm regulamentar și ies proiecte bune. Mă bucur foarte mult că îl premiați. Mă bucur foarte mult că la Zalău și la Sălaj este o instituție de prestigiu, condusă de Daniel Săuca.
umblu în țara asta, în județe, umblați și dumneavoastră și știți. De obicei, centrele de cultură au un festival, n-au o revistă, au o revistă, n-au o editură, au zilele cu tare, dar n-au altele. Parcă aici toate s-a adunat așa într-un loc și îl felicit pe Daniel și echipa domniei sale pentru acest lucru. Mă bucur foarte mult că s-a gândit la domnul profesor. Ce pot să spun despre domnul profesor? Nu voi spune multe. Voi arăta și eu niște cărți pe care le-am făcut în ultima perioadă, cu care mă mândresc. Unele nu e de laudă, dar încerc să fiu un editor activ și unele sunt propuse sau comandate, să zic, sună cam prea urât, comandate. Dar, de exemplu, această carte dedicată lui Avram Iancu, domnul profesor a susținut anul trecut o conferință legată de Avram Iancu și Eminescu. Amândoi cu același destin tragic, Eminescu impresionat de destinul lui Avram Iancu, unde spune că în genul pustiu personajul ar fi Tomanovul Avram Iancu. Și are și niște însemnări Eminescu acolo. Poate ne va spune dumneavoastră mai încolo. Tot ce este în istoriografia și în literatura română despre Avram Iancu, bun, găsiți comentat de Mircea Popa aici. Avamposturi ale Marii Uniri. Aici domnul profesor scrie o carte despre românii care au fost mai români decât românii și care au luptat pentru realizarea Marii Uniri. O carte mai mult de istorie pură sau la împletirea între istorie pură și istorie literară, editată cu ocazia centenarului. Cea mai frumoasă și bună monografie e Omul Arpioariu, primul medic oculist, reprezentant al meritocrației românești, printre primii din Transilvania. Și această carte premiată la Sebeș, Lucian Blaga, Perspective Transilvane, unde are un capitol foarte fain despre participarea lui Lucian Blaga la Unire. Foarte frumos scris și alte lucruri inedite. Ce este un istoric și un critic literar? Aici sunt elevii care ne ascultă sau se uită pe Facebook și trebuie să le spunem. Domnul profesor este reprezentantul de modă veche, în sensul bun al cuvântului, a ceea ce înseamnă un critic și un istoric literar. Ce înseamnă un critic literar, dragi elevi? Cel care comentează marea literatură a lumii, a țării și voi o regăsiți în manuale. Mai degrabă citiți comentariile, că e mai simplu decât să citiți tot romanul. Dar ce este un istoric literar? Care este, cu asta vă întâlniți mai rar. Cel care stă în arhive și descoperă documente. Noi am editat o carte, Eminescu, tot așa i-am sugerat domnul profesor, să adune toate marile texte ale dumnei sale despre Eminescu. Ce înseamnă un istoric literar? Stă în arhive și descoperă primul memoriu al lui Eminescu către studenții din Blaj, Ardeleni, ca să vină la serbările de la Putna. Asta a făcut Mircea Popa. Ce mai face un istoric literar? Descoperă primul fabulist, care nu e Țichindeală, ci este Nicolae Oțelea, care a scris o carte de alese fabule în 1784 și domnul profesor l-a descoperit. 1784 este editată de Dacia. Un istoric literar descoperă că Sabinul Micu a scris poeme și alte lucruri. E cel mai mare istoric literar din Transilvania, spun eu, și mă bucur pentru acest lucru. Despre Eminescu și închei, și Mircea Popa și... A apărut o carte de aproape 1000 de pagini, Eminescu și Teleormanu. Toată lumea râdea de tema asta. Probabil mulți mustăcesc, ciufia Eminescu și Sălajul. Nu, aici acoperitor titlu, pentru că veți găsi cel de vă va spune domnul profesor despre prietenia lui Ionită Scipione, cel care este poartă numele bibliotecii și a fost prieten cu Eminescu. Și că aici, așa cum a spus domnul profesor, sunt primele traduceri și alte lucruri. Prin urmare, eu zic să recomand cu mare căldură
una din cele mai bune cărți scrise în ultimele decenii despre Eminescu, aceasta a lui Mircea Popa, și să-l ascultați povestind despre marele Eminescu. Adun mulțumiri lui Gheorghe Clodeanu, Ioan F. Pop, Daniel Săuca, Viorel Mureșan, Trei Aștept, Doina Ira Tăutan, Giotin Vulturescu, Menuz Maximinean, Olimpiu Nușfedean, Gheorghe Vidican, Elena Gudan, Aniț Valeria Micu și Daniel Moșoiu, care sunt aici prezenți și le-am editat cărțile și eu. Vă mulțumesc! Se găsesc acolo, la colegul meu. Domnule Comerța, la mulți ani! Să fiți la fel de tânăr! Mulțumesc, iată, directorului editurii Dacia și directorului Caetelor Silvane pentru ocazia care mi-a oferit-o să mă întâlnesc astăzi cu dumneavoastră. Nu eu sunt, ca să zic așa, prea fericitul om care a împlinit în anul acesta 85 de ani. Atâția scriitori mor în jurul nostru, încât este, într-adevăr, o excepție că unii dintre noi trec această vârstă spre 80-85 de ani. Uitați-vă, doi critici celebri, Alexandru Ștefănescu și Nicolae Manolescu, au pierdit chiar acum de vreo 4-5 luni. Manolescu chiar face parte din generația mea, născut în anul 1939, precum eu și Constantin Bubleșan. Am rămas doar amândoi, adică eu și Constantin Bubleșan. Acum, întorcându-mă la preocupările mele eminescene, pot să vă spun că l-am iubit pe Eminescu, l-am adorat, chiar din liceu, unde aveam un cerc literar. La acel cerc literar m-am prezentat cu o lucrare care îi valoriza poezia. Mai târziu, ajungând la Institutul de Istorie Literară și Lingvistică Sextil Pușcaru de la Cluj, unde, prin plecarea profesorului Pervain, am și condus secția de istorie literară, am participat în 1965 la sărbătorirea poetului de la Botoșan și Potești. A fost un moment magic, pentru că de la Cluj am plecat împreună cu profesorul Șerdeanu și amândoi am avut câte o comunicare cu acel prilej. Când i s-a prezentat seara la Teatrul Național din Botoșan și piesa Eminescu și Veronica Micle. Cei care nu știu, trebuie să vă amintesc că Veronica Micle era originară din Năsăud și s-a căsătorit cu Ștefan Micle, originar din localitatea Feleacu, în Biserica Bob din Cluj. Când veți trece prin Cluj, nu ezitați să vă vizitați această celebră biserică construită de Bob în interiorul cetății clujene, într-o vreme în care românii nu aveau dreptul de cetate. Erau extramuros. Dar Bob a reușit să facă această, să zic așa, inducere în eroare a autorităților, spunând că va construi o magazie și în cele din urmă a ieșit o biserică. Îi suntem recunoscători, chiar dacă a avut atâtea divergențe cu mari corifei școli ardelene, Samuel Micu, Șincai și Petru Maior, care adeseori se refugiau la Samuel Vulcan la Oradea ca să scape de urgia episcopului. Ce vreau să mai spun este că în 1989 s-a sărbătorit, sau s-a comemorat, mai bine zis, un mare centenar la București legat de Eminescu. Au participat foarte mulți scriitori din toată lumea. A fost un simpozion internațional și am fost în sala Ateneului, în care au venit autoritățile politice de atunci,
și a lipsit tovarășul, e adevărat, dar a fost Polina. Manoila. Poliana Cristescu. A fost de față și alți reprezentanți ai conducerii înalte. Și cu acel prilej au vorbit în plen profesorul Eugen Tudoran de la Universitatea din Timișoara și Constantin Ciopraga de la Iași. A doua zi a apărut scânteia în care se spunea că tovarășii profesori au început prin a mulțumi tovarășului și tovarășei. Dar de unde? Am fost de față, nu am început așa. Erau săraci cătrăniți. Uitați ce mi s-a întâmplat. Zic, suntem aici martori. Eram cazat la Hotel Dorobanțu împreună cu Mihai Dregan de la Iași, care preda cursul despre Eminescu la Iași și a condus, dacă țineți minte, colecția eminesciană de la Junimea. Dar Mihai Dregan și cu mine i-am asigurat că noi vom spune adevărul și acum spunem urmașilor noștri adevărul despre cum se întâmplau lucrurile atunci și cum mințeau gazetele. Cu ocazia aceea am fost doi trimiși de la Cluj, Ioana M. Petrescu, care era excelentă, o profesoară de literatură și specialistă în Eminescu, a scris cea mai frumoasă carte despre Eminescu și valorile cosmogonice ale lui, care a fost produsă de Cluj până la ora actuală. Și cu mine, unul a ținut comunicarea în sala Ateneului, celălalt la Biblioteca Academiei Române. În urma acestui eveniment, ministrul culturii, care era Ioan Caramitru, a ținut să ne mulțumească și ne-a oferit o medalie, medalie pe care fosta mea doctorandă, profesoara Udeam, mi-a pus-o aici în piept, ca să o vedeți și dumneavoastră. Este o medalie care răsplătește cumva acest interes al meu pentru Eminescu, întrucât înaintea acestei cărți mai am două în care m-am ocupat de Eminescu, text și context, și contextul receptării. Iar acum, la Pradea, am fost invitat cu ocazia Zilei Culturii Naționale și am vorbit la primărie despre prezența lui Eminescu în relația cu Iosif Vulcan și familia. Și acolo mi-au redactat o altă carte, Eminescu, Iosif Vulcan și familia. Iată deci că se adună aceste cărți, dar niciuna nu trece pe cea de față, la care am muncit cu mare sârguință, chiar personal, directorul editurii, fără de care n-ar fi putut apărea această carte. Acum, să mă întorc la problemele legate de ceea ce înseamnă Eminescu pentru Sălaj. Atunci, în 1989, Dere Popescu, care era președintele Uniunii Scriitorilor, a hotărât ca echipe de scriitori să fie prezente în toate marile orașe sau localități pe unde a trecut Eminescu și a lăsat urme durabile. Prin urmare, a fost sărbătorit la Botoșani, a fost sărbătorit la Blaj. Știți bine că acolo a ajuns după ce profesorul său Aron Pumnu a murit și el a vrut neapărat să vadă mica Romă. Și acolo a stat o vară și toamna a avut loc o sărbare, o adunare generală a Astrei la Alba Iulia, unde a ținut să fie de față, să-l asculte pe Șanguna și pe Cipariu. Este un eveniment memorabil în viața lui Eminescu, că a participat la această adunare importantă care a avut loc atunci, cunoscându-l și ascultându-l pe Șaguna și pe Cipariu. Pe urmă a avut loc la Oradea o întâlnire
pentru că el a debutat, cum știți, în 1866 cu poezia și date în revista Familia. L-a primit cu mult drag și bucurie Iosif Voltan, care i-a schimbat numele din Emilovici în Eminescu, așa că Oradea este, ca să zic așa, locul al doilea loc de naștere al lui Eminescu, așa cum am spus și la Oradea, pentru că pentru prima dată se naște din ceea ce era până atunci persoana fizică Emilovici, se naște poetul Eminescu. Acest mare poet care a devenit pentru noi simbolul național, cel care aș putea spune că stă la baza spiritualității noastre în toate domeniile. Important e că pe această hartă, în acel moment, nu a figurat și un oraș din Sălaj, ar fi putut fi Șimleul sau chiar Zalăul. Și anume, cum a intrat Eminescu în această zonă geografică? A intrat prin următoarele împrejurări. Și aici am să vă vorbesc despre patru probleme legate de această punere pe harta eminescologiei a județului Sălaj. Primul dintre ele, acest punct, este apariția revistei manuscrise Steaua Mării la seminarul teologic din Gherla, unde au învățat acești câțiva deveniți preoți și dascări în acest Sălaj și care mai apoi l-au tradus și comentat pe Eminescu. Al doilea moment ar fi cel al teologului Antonio Băliban, care a scris în Amicul Familiei de la Gherla un necrolog la moartea lui Eminescu, extraordinar de frumos. Al treilea moment este acesta legat de traducerea în limba maghiară a poeziilor lui Eminescu, lucru pe care l-a făcut Laurențiu Bran, originar din Tohat și mai apoi preot în Alunii în alte funcții pe care le-a avut în această zonă geografică. Al patrulea moment ar fi legat de prezența lui Eminescu în presa din Sălaj, unde există atât de multe materiale legate de Eminescu, de prietenia cu Scipione Bădescu, de evocarea lui de către Dionisie Stoica, cel care a venit să conducă gazeta de duminică la Șimleu. Pe atunci, să știți că Șimleu era mai dezvoltat decât Zalău și acolo a apărut o presă literară care s-a menținut de-a lungul anilor. În cele din urmă a apărut și la Zalău, ziare reviste, dar în acele momente accentul, să spun, principal a fost pe Șimleu. Plec de la Steaua Mării. Ce este Steaua Mării? Este revista pe care teologii de la Gherla, români, au redactat-o în 1870. Ei au înființat o societate literară numită Alexi Shingai. Alexi a fost primul episcop român de la Gherla, greco-catolic, și Shingai, știți bine că a fost un mare reprezentant al școlii ardelene, care a înființat multe școli, și atunci acești studenți teologi au combinat cele două nume pentru a numi această societate literară. Ce se întâmplă cu această societate literară? Pentru că au redactat imediat după
înființarea ei, revista manuscrisă Steaua Mării. Această denumire este închinată Sfintei Fecioare Maria, care era numită și Steaua Mării, iar revista era scrisă de mână, de un comitet care conducea această societate. Ce e de remarcat aici? Pentru că cenzura se făcea în interior de către anumiți profesori, atunci clericii de acolo au avut un extraordinar curaj să scrie o serie întreagă de articole cu conținut patriotic, cu conținut legat de istoria noastră națională, de educația națională în sine. Chiar motoul pe care această societate l-a avut și revista, nu s-a via Cipiana susține o națiune. Au fost articole scrise cu mult curaj. Ziua noastră națională a românilor era atunci 13-15 mai, pentru că evoca Marea Adunare de la Blaj din timpul Revoluției de la 48. Acolo unde Bărnuțiu a stabilit coordonatele dezvoltării noastre ca națiune. Ei bine, acești studenți acolo au căpătat o educație patriotică de prim rang. Neavând o bibliotecă, președintele și secretarii de acolo s-au adresat principalelor edituri, principalelor ziare și reviste, ca să primească acele publicații gratis. Și așa a început o corespondență lor cu convorbiri literare, cu Iacob Negruțe, pe care mai târziu l-au declarat membru de onoare al societății, la fel pe Vasile Alexandrii, care are corespondențe cu acest scriitor. Și cu cine credeți? Cu Mihai Eminescu de la Timpul. Este o scrisoare pe care ei o adresează redactorului de la Timpul și care trebuie să intre în orice volum de corespondență pe care Eminescu l-a purtat cu cineva. Datează din 1883, dar el tocmai atunci se îmbolnăvise și n-a putut răspunde studenților care încercau să le trimită ziarul Timpul, pe care îl căpătaseră până atunci. Deci Eminescu a contribuit. El era principalul factor, totul la Timpul, le trimisese ziarul, dar îmbolnăvindu-se, ziarul n-a mai apărut la timp, la ei. Ce vreau să spun este că în catalogul bibliotecii de acolo figurează volumul de poezii scos de Titu Maiorescu în 1883 și în dreptul observației scrie donația autorului. Vă dați dumneavoastră seama că Eminescu n-a făcut decât 3-4 donații în viața lui. Mai întâi a donat niște cărți la un prieten de la Blaj, pe urmă a făcut o donație la România Jună de la Viena și asta ar fi o altă donație. Dar eu mă gândesc că volumul le-a fost trimis totuși de Iacob Negruțe, care conducea pe atunci convorbirile literare. Ei bine, printre oamenii care au condus această societate literară s-a numărat Nicolae Fechete Negruțe. Acest om de cultură, care a ajuns mai târziu la Dej și la Gherla, a înființat, pentru că a fost educat ca lumea acolo la Gherla, a înființat primele ziare reviste, Amicul Familiei, Cărțile Săteanului Român. El le-a condus și chiar prima revistă de la Cluj, Lumea Nouă, a fost condusă tot de Nicolae Fechete Negruțe. Iar colegii lui de acolo, respectiv Antonio Băliban, frații Bran, Laurențiu și Emil Bran, au colaborat la Amicul Familiei. Prin urmare, trec peste această scrisoare, nu vă mai citesc, adresată de
teologic de la Blaș, redactorului de la Timpul de Seminescu, și ajung la moartea sa din 1889, când în amicul familiei Antonio Băliban, unul dintre cei care au contribuit la redactarea acestei reviste manuscrise, a scris un necrolog extraordinar de frumos în amicul familiei. De asemenea, este de subliniat faptul că în acel moment, 1889, Laurențiu Bran, care deja funcționa ca preot în această regiune, a fost preot la Rumii și așa mai departe, a făcut primele traduceri în limba maghiară, în ziarul maghiar, Somio, Sila di Somio, din Simleu, 11 poezii pe care le-a tradus. Sunt traduse foarte frumos, într-o limbă impecabilă, prin care Eminescu a fost introdus, ca să zic așa, în mediul de cultură maghiar, arătând conaționalilor noștri maghiari că avem o cultură elevată, că avem un poet de mare valoare, care este Eminescu. Ei bine, peste 20 de ani, aceste volum, aceste poezii au fost îmbogățite cu altele, acele 11 poezii au crescut la 25 și au fost cuprinse în acest volum, apărut la Baia Mare, volum despre care a vorbit și un sărăzean de-al dumneavoastră aici, Gheorghe Fideac, la un moment dat semnalând prezența lui Eminescu în presa sărăzeană. Ce vreau să spun este că acest volum îl înscrie pe Eminescu într-o arie valorizatoare de prim rang, ceea ce a însemnat foarte mare lucru pentru priza pe care mai târziu a avut-o Eminescu. Mai amintesc faptul că în 1895 un absolvent al Universității din Budapesta, care va deveni patriarhul românilor, Elie Cristea, a semnat teza lui de absolvire sau teza lui de doctorat închinată lui Eminescu, vorbind în mod elogios despre el. E anul în care și un alt maghiar, Szücs Géza, a scos o carte despre Eminescu în care a tradus alte 35 de poezii. Iată că ne găsim într-un moment de afirmare a poeziei eminesciene în perimetrul acesta, să zicem, sălăzean. Vreau să mă amintesc ceva. Acești studenți de la Gherla au fost atât de legați de Juninea, despre care au scris în paginilor, despre Alexandrii, despre cei care publicau la Convorbiri, încât atunci când a apărut acel studiu critic al lui Alexandru Grama de la Blaj, deși ei erau greco-catolici și atunci când au înființat societatea asta, au luat statutele societății de la Blaj, Inocentie Micu, ca model. Nu au răspuns la această provocare a lui Grama, care îl făcea pe Eminescu pur și simplu indezirabil, un fel de ins care a depășit, ca să zic așa, registrul poetic pentru a îndemna tineretul pe căi greșite. Adică poezia lui Eminescu face într-adevăr o revoluție în ceea ce privește sentimentul amoros. Adică tânărul poate să stea mână în mână cu iubita lui, pot avea o relație superbă sub raportul întâlnirii. Deci e o revoluție sub raportul acesta al percepției sentimentului de iubire, după cum este o revoluție și sub raportul percepției naturii, pentru că la Eminescu natura capătă cu totul alte semnificații, legi și aspecte, ajungând
într-o zonă, să zicem, de ficțiune superbă, aceea care l-a dus spre zona vizionarismului, a titanismului eminescian. Deci, aceste elemente sunt cu totul foarte importante pentru percepția lui Eminescu. Înțelegi. Trageți concluziile, domn profesor. Concluziile. S-a mai întâmplat un lucru. Pentru a conduce gazeta de duminică de la Șimleu, a fost invitat Dionisie Stoica, un gazetar foarte versat, care până atunci colaborase la Poporul Român din Budapesta și a fost și în redacția Luceafărului de la, tot de la Budapesta. Și el, pe urmă, a fost unul dintre cei care au semnat o monografie a județului Sălaj. Ei bine, Dionisie Stoica a ținut mai multe conferințe despre Eminescu în cadrul nostru, a fost și la țară, în satele din jur, astfel încât în presa timpului, gazeta de duminică, în gazeta învățătorilor, găsim semnătura lui și altora care vorbesc despre Eminescu, despre modul în care trebuie să ne ridicăm la o anumită demnitate și o anumită responsabilitate față de națiunea noastră. Au pus accent pe acest aspect patriotic național, citând de pildă din poezia Doina, care știți că pe urmă a fost interzisă. În orice caz, concluzia este, prin oamenii dumneavoastră din trecut, care au reprezentat cu onoare trecutul cultural al Sălajului, Sălajul s-a ridicat la un nivel de înălțime extraordinar din epoca, astfel încât Sălajul poate fi trecut pe harta eminescologiei românești cu mult mai multe șanse decât Peleormanu, Eminescu în Banat, s-au scris zeci de cărți despre Eminescu, care a trecut mai puțin întâmplător prin anumite localități. O carte despre Eminescu în Sălaj este de dorit. Este de dorit și retipărirea acestor traduceri care au vorbit despre valoarea poeziei eminesciene și despre calitățile lui remarcabile de poet universal. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru conferință. Puteți citi ce a scris domnul profesor Mircea Popa despre Eminescu în Sălaj, în această carte despre care v-a vorbit și Vasile George Tâncu, Eminescu, Tete ale Devenirii. Este un capitol dedicat conferinței domniei sale. Îl așteptăm pe domnul profesor și în acest an din nou la Zălău, poate să-l omagiem pe domnul profesor Ion Taloș la 90 de ani. Este un mare sălăjan. Îmi spunea domnul profesor înainte de această întâlnire că este probabil cel mai mare om de cultură al Sălajului din momentul de față și destul de probabil că așa este. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă aștept și de la ora 16, tot aici în sala noastră, pentru a încheia zilele revistei Caiete Silvane. Numai bine!